În Liga 1, la futsal, FC Auto Bergamo s-a deplasat la Odorheiul Secuiesc pentru un meci restanță între două candidate la titlul de campioană a României. Rezultatul relansează lupta pentru play-off-ul Ligii 1 de futsal. Pentru o restanță a campionatului, FC Auto Bergamo Deva a făcut o deplasare la Odorheiul Secuiesc pentru un meci între două pretendente la titlu. Secuii au deschis scorul în minutul 2, imediat 2-0, încă o ratare și părea că Auto Bergamo este învinsă. Dar cu 7 minute înainte de finalul reprizei întâi, echipa deveană recuperează o minge și marchează reducând scorul pe tabelă la 2-1 prin Sergiu Gavrilă. Și restabilind egalitatea în minutul 13, în urma unei pase greșite a apărării harghitene prin același Sergiu Gavrilă. Două minute mai târziu, gazdele revin în avantaj, însă în ultimul minut al primei reprize, în urma unei faze rapide, deveni surprind apărarea harghiteană și cojocarul marchează un gol superb cu călcâiul, restabilind egalitatea. După pauză, echipa din Odorhei a pus presiune pe apărarea deveană, care în cele din urmă greșește și pierde mingea. Gazdele profită și înscriu în minutul 2 al celei de-a doua reprize în poarta lui Dinicuță. În minutul 27, Florin Matei restabilește egalitatea cu un gol de autor printr-un șut violent de la distanță. Un minut mai târziu, cojocarul răspunde provocării lansate de Matei și înscrie și el cu un șut după o acțiune personală, aducând Deva pentru prima dată în avantaj, pentru că în minutul 35 tot el recuperează o minge la marginea careului propriu, reversează și marchează din nou cu un șut superb. Gazdele scot portarul pentru a avea superioritate numerică în atac, însă cei care înscriu sunt tot deveni prin Cristi Matei, care stabilește scorul final. FK Odorheiu Secuiesc, FC Auto Bergamo 4-7. Astfel, echipa deveană face 6 puncte și urcă pe locul 2 la 3 puncte distanță de ocupanta primului loc, United Galați.